Bună seara, suntem la petrecerea Viva, unde atmosfera este incendiară și alături de mine o am pe superba Jojo. Jojo, spune-mi cu ce te-ai îmbrăcat în această seară? Port o ținută marchiz cu accesorii McQueen și Grimaldi, brandul meu. Pentru că suntem amândouă fete și știm cât de mult ne ia să ne pregătim, cât a durat pregătirea pentru Viva Party. Câteva ore bune astăzi pentru make-up și păr, iar ținuta am ales-o în vreo două săptămâni, pentru că Andreea face totul pe mine și atunci a trebuit să ne stabilim mai întâi modelul, așa că am văzut mai multe schițe și ne-am gândit la mai multe tipuri de material și în cele din urmă am ales să mergem pe o ținută all black. Și stylingul din seara asta e semnat de Nico Santo, ea a venit cu toate ideile astea. O rog puțin. Flori naturale în păr. Exact asta vreau să spun, să-i filmez puțin florile, să vezi ce flori superbe are. Am văzut-o chiar pe Instagram când s-a pregătit, pentru că a dat tag revistei Viva. Jojo, tu ești mămică, cum ai timp de petreceri? Cumva știi, te obișnuiești cu stilul acesta de viață și nu merg în fiecare zi la petreceri, însă prezența mea la Viva, din punctul meu de vedere, este obligatorie, pentru că îmi sunt prieteni de atâția ani de zile, încât ar fi păcat să nu vin să-i sărbătoresc în de an. Și mi-e foarte drag, e petrecerea mea favorită din an, așa că nu o să lipsesc niciodată. La câte petreceri Viva ai fost până acum? La toate! La toate, toate? Da, da. Nu cred că am lipsit la vreuna. Dacă am lipsit, înseamnă că am avut filmări, dar nu mi-am amintesc să fi lipsit. Deci trebuie să primești un premiu de cea mai prezentă, să zic așa. Și te distrezi, îți place? Foarte mult, foarte mult. Mi-e foarte dragă atmosfera și plus mi-este drag că mă întâlnesc cu prietenii mei de la Viva și cu mulți alți prieteni pe care în mod normal nu-i văd. Pentru că avem toți programele foarte încărcate și atunci când ne întâlnim într-o asemenea atmosferă plăcută, mai povestim lucruri, ne mai reamintim. Și că toți suntem aici lângă piscină, ai face vreo nebunie la sfârșit să te arunci în apă? Niciodată! Niciodată! Eu zic că mai bine îți luai costumul de baie pe dedesubt. Nu, nu este genul meu absolut deloc. Cred că nici la petreceri din astea în familie n-am sărit vreodată în piscină noaptea, una la mână, nu sunt chiar așa de bună prietenă cu apa, în not, binișor, dar îmbrăcată niciodată n-am sărit în nicio piscină vreodată, numai dacă, nu știu, eram la plajă cu cei mici. Mulțumim, Jojo! Te lăsăm să te distrezi în continuare și ne mai vedem pe aici! Să vedem acum pe cine mai întâlnim noi! Wow! Wow! Spune-mi ce port! Bună seara! În seara asta port o ținută Cristina Săvulescu. Foarte interesantă, să zic așa! Chiar o apariție wow! Mulțumesc mult! Întotdeauna știu că am ce găsi în colecțiile Cristinei Săvulescu pentru a miza pe elementul surpriză și spectaculos. Și are o colecție recentă cu printurile pictorului Foveanu și din colecția asta mi-am ales. Iar marama pe care o port, să zic așa, e cumva inspirată din felul în care porta Regina Maria genul ăsta de accesorii, pentru că mie în general îmi plac accesoriile pe cap, pălării sau tot felul de alte accesorii am purtat, dar în seara asta chiar e premieră când port această maramă și îmi place foarte mult. Spune-mi, te rog, care e cea mai plăcută amintire pe care o ai în legătură cu Viva Party? Wow! Am fost, nici nu mi-amintesc exact, primul an în care am participat, dar în fiecare an e diferită atmosfera și e frumos și e lume bună și adun tot felul de momente faine. Dar cred că cel mai bine să știi că m-am distrat anul trecut, deși n-am venit cu așteptări foarte mari, pentru că, nu știu, cred că a pusesem o zi proastă și știi cum e. Oricum, demersurile ca să arăți bine iau ceva timp și traficul din București la ora de venire încoace este ceva de speriat. Și cred că am venit într-o stare nu foarte bună, dar până la sfârșitul serii m-am distrat foarte bine, m-am întâlnit cu o grămadă de prieteni și m-am lăsat foarte greu dusă. Și anul ăsta cred că o să fie la fel. Am venit de ceva vreme, dar abia acum încep să-mi intru în atmosferă și încep să simt și muzica. Altfel,
fiecare an, ți-am zis, a avut povestea lui cu ținuta lui și sunt mândră că am reușit să vin cu unele dintre aparițiile memorabile de la Viva Party și sper că și anul ăsta o să fie printre cele de reținute și o grămadă de lume faină și am văzut foarte multe ținute absolut minunate. Ne bucurăm să auzim asta și îți mulțumim foarte, foarte mult că ne-ai răspuns întrebărilor. Ești o drăguță! Mulțumesc din suflet! Am mai găsit pe cineva aici. Stați să vedeți și pe cine! Bună seara! Bună! Cu ce te-ai îmbrăcat în această seară? E o roche Alessandra Rich, care îmi place. Eu sunt nebunită după alb. Tot ce e alb, altă gri, da? Spune-mi câte ore ai stat să te pregătești ca să vii aici. Să știi că n-am stat, că mă așteptau doi băieți, doi prieteni de-ai mei și nu aveam timp. Mi-am tras rochea, mă machiase cineva mai devreme și repede am fost gata. Am făcut un duș și m-am schimbat. Deci ai fost super repede gata. Doamne, să-mi spui și mie secretul, că eu tot timpul întârzi. Când te așteaptă cineva, asta-i secretul. Că știi că nu te așteaptă nimeni, îți iei tot timpul necesar. În cazul ăsta am zis să fiu cu bun simț și să mă mișc repede. Spune-mi, care e cea mai plăcută amintire pe care o ai legată de Viva Party? Cea mai plăcută? Eu lipsesc din țară de foarte mult timp și cred că am fost la o petrecere Viva acum mulți, mulți ani. Îmi place că tot mi-amintesc și atunci și acum. Am văzut foarte mulți prieteni pe care eu n-am ocazia să-i văd nestând în țară și asta a fost foarte frumos pentru mine. Știi că un motiv, e un prilejiu să mă văd cu... Ce te aduce acum în România? Acum am venit să-mi văd familia și prietenii. Am fost la festivalul de film de la Cannes și eram în Europa și bineînțeles că nu puteam să nu vin în România. Și o să mă duc și în Italia, unde am locuit foarte mult timp. Și da, vreau să petrec o vacanță în Europa. Ce ne mai pregătești pe plan profesional? Pe plan profesional am un film care se va lansa la sfârșitul lunii septembrie-octombrie. Cred că e filmul de care sunt cel mai mândră în ultimul timp, că a fost super solicitant rolul ăsta și foarte departe de mine. Nu m-au recunoscut nici persoane care mă cunosc, care au avut ocazia să vadă câte o scenă. Și mi-a plăcut foarte mult, a fost super solicitant și a fost... atât de diferit de mine încât efectiv a capturat și povestea asta și rolul ăsta și mi-a plăcut mult. Cum te simți la petrecerea noastră? Foarte bine, cred că e o petrecere foarte reușită. Îmi place că ai risit, că nu e, știi, lume înghesuială. Locul e superb, îmi place locația și ți-am zis, m-am întâlnit cu atâția oameni dragi pe care nu-i vedeam. Deci mă bucur mult că am venit. Ai face la sfârșitul petrecerii o nebunie să te arunci în piscină? Nu. Nu făceam nebunile astea nici la 20 de ani. Nu cred că am să fac asta acum. Dar da, îmi place ideea. Dacă cineva o face, voi savura momentul. Mersi tare mult că ne-ai răspuns întrebărilor și distracție plăcută! Eu îți mulțumesc și distracție plăcută și vouă. Vă pup pe toți! Oana Popoiag, redactorul șef adjunct, este și aici, suntem toți, și Andrei Naurescu este și el alături de noi. Prietena noastră, să apară și Oana puțin în cadru. Absolut, vino Oana. Oana a muncit prea mult și nimeni nu o vede pe Oana. Oana muncește și nu o vede nimeni. Aplauze pentru Oana. Aplauze pentru Oana. Dar să știți că seara asta nu e despre mine, e despre voi, așa că vă las. Este și despre tine. Binevenită. Ce aș vrea să vă întreb? Suntem live, să știți. Știu că suntem live, dar nu are probleme. De asta am vrut să o aplaud pe colega voastră că a muncit atât de mult. Și noi o apreciem foarte mult. Și noi salutăm pe cei care se uită la noi, da. Și felicităm pentru cum vă iese petrecerea. Dintre acei prieteni dragi pe de care îți spuneam că mi-a fost noi ne știm de că când eram... fericită că am revăzut aici cu ocazia asta. Am vrut să-i fac o surpriză, nu i-am spus că sunt în țară. Iar pe mine m-a lăsat inima când am văzut-o pe Alessandra. Mereu mă lasă inima de câte ori văd pe Alessandra. Da, ok. Suntem prieteni de vreo 20 ceva de ani. Da, el e foarte glumeț. E de la apa plată pe care o consumăm. Da. Rozeul era bun. Era bun. Ne-au plăcut și băuturile foarte. Deci vă simțiți foarte, foarte bine aici.
Foarte da? Bine. Și o să mai rămâne vreo 4-5 ore, cam așa nu plecați, nu o mai stați aici cu noi. Poate el, tu o să te arunci în piscină la final? Da, pe la 2-3 noapte. Asta voiam să întreb. Alexandra a zis că nu o să se arunce, dar tu? La ce oră aveți aruncat în piscină? Asta e secret, trebuie să vină cât mai multă lume aici să vadă momentul ăsta. Îl așteptăm pe Andrei să se arunce fix în piscina asta, nu? Pe la ora Andrei. 3 cu aruncatul în piscină. Andrei, le-am zis că n-am făcut asta nici la 20 de ani. Deci e foarte puțin improbabil la babe. Improbabil. Odată în viață trebuie să le faci pe toate. Alexandra are costumul de baie. Alexandra și-a luat costumul de baie cu ea, deci e pregătită. Nu mi l-am luat, dar cred că tocmai asta ar fi subiectul, nu? Mă duc să cumpăr unul. Eu vă las. Eu vă mulțumesc. Și mulțumim. Noi ție. Mulțumim mult. Și distracție plăcută. Avem microfon. E muzica tare și muzica foarte tare, okay. Și ne-am gândit că dacă nu țipăm, nu ne auzim. Da, el e cu televiziune. Mulțumesc tare mult. Cu siguranță toți ați urmărit emisiunea Vrei să fii miliardar. Avem pe cineva aici. Bună seara. Bună seara, domnul Virgilianțu, sunteți în live pe Facebook-ul revistă. Domnul Virgilianțu? Mă scuz, domnul de la Vrei să fii miliardar? Eu sunt Virgil, îmi pare. El este Virgilianțu. Așa, Virgil. Spune-mi, cu ce te-ai îmbrăcat în seara asta? Cu o cămașă albă, un sacou bleu marin, niște jeans și niște pantofi. Ai stilist sau te-ai îmbrăcat singur? E, cum? Am stilist. Sincer să fiu, am învățat de la stiliști, dar din ce am învățat încerc să adaptez în funcție de zi, de eveniment, de ora din zi și așa mai departe. Pun preț pe normalitate mai mult decât pe trend. Da, îmi place să las, de exemplu, era chestia aia cu pantalonii scurți, știi? Și toți comentau, eu am privit așa de la distanță, am lăsat să treacă un pic să văd cum reacționează lumea și mi-am scurtat și eu pantalonii și îmi place. Super mișto! Nu port tot timpul așa, din când în când și în funcție de pantaloni. Ești la modă, să zic așa. Nu. Nu te uiți la mine puțin? Nu contează părul. Mulți se vopsesc acum să fie așa ca tine, deci poți să îl consideri un avantaj? Avantaj că ce? Că sunt bătrân? Nu că ești bătrân, că ai părul alb. Deci ai confirmat că sunt bătrân. Nu ești bătrân, vă zic eu, Virgil Ianțu are 25 de ani, chiar dacă nu credeți, vă zic eu și eu nu mint. Le-am spus că ai 25 de ani. Ești drăguță, sunt mai tânăr aproape de vârsta ta sau? Puțin mai mare, să zicem. Da. Bine, petrecere frumoasă. Mulțumim. Acum cameramanul meu drăguț, Robert, îl chem după mine să vedem care mai este atmosfera aici la Viva Party, pentru că ne simțim bine, este frumos și vedetele noastre au spus prezent la cea mai frumoasă petrecere de până acum. Hai să mergem! Am mai văzut pe cineva, veniți în pa. Bună seara, suntem în live pe Facebook-ul revistei Viva și am aici două Andreie și ce credeți? Suntem toate trei blonde. Cum vă simțiți în seara asta? Foarte bine, ca la orice petrecere Viva. Frumos, strălucitor. Foarte mulți oameni, foarte mulți prieteni, cunoștințe, apropiate și ne uite așa ne mai vedem și noi. Locația e frumoasă și mare așa. Da, noi aici am, să zic așa, mă simt ca acasă, pentru că aici am făcut și botezul Sofiei și a lui Noa. Și îmi place foarte mult locația, întotdeauna vin cu mare drag aici, mai ales că e în aer liber. Ce e mai frumos decât o petrecere în aer liber? Ne-am amintit că noi ne știm de peste 20 de ani, de pe vremea Andrei și de pe vremea Exotic. Trebuie să înțeleg că petrecerea Viva este și un privilegiu pentru voi să vă întâlniți, să socializați, să depunați amintiri. Uite așa, nu ne da, vedem! Că tot timpul, exact, zicem, hai să ne vedem, nu ne mai vedem, că n-avem timp, avem copii și atunci ne vedem la evenimente. Așa, mămici frumoase! Asta că promite, o sun eu, tot eu! Să-i cumpăm voi amicii ai noștri!
Andreea, spune-mi ce porți. Eu port o creație Lulu, pantofi de la Marzo Shoes, am cercei Trialfa și claci de la Nisa, brandul românești. Iar tu, Andreea, nu putem să nu te observăm. Mihaela Gherlan și e prima oară când port un costum. De obicei mă îmbrac în rochițe, dar acum am zis să fiu diferită. Vă stă foarte bine amândurora și vă mulțumesc că a stat puțin cu mine alături în live. Robert! Vedem pe cine mai găsim pe aici. Și am găsit pe cineva, stați așa. Ce apariție. Bună, suntem în live pe Facebook-ul revistei Viva. Cuplul Sână Serea. O apariție spectaculoasă. Veniți mai încoasă, ne vedem, să vă vadă toată lumea. Nu dezbrăca aici, am văzut tuturor. Asta e ideea, asta e ideea. Veniți mai aici. Cum vă simțiți la petrecerea Viva? Foarte excelent. Bine, ca de fiecare dată. Vă mulțumim pentru invitație. E chiar o petrecere reușită. Anca, tu ce porți în această seară? În această seară port foarte mândră de acest lucru. O rochie din paete Pink Casual, PNK. Wow! Stai așa, stai! Nu desface! De ce? De asemenea, un sacou. Pe care îl dăm jos, frumos. O geantă ISL, niște sandale, tot așa. Și tu, Adi, ce porți? Ești foarte roz, roz e lumea toată. Eu port un costum boss. Știu că ne-am întâlnit săptămâna trecută la eveniment. A fost foarte drăguț. Ia spuneți-mi, v-ați aruncat în piscină la sfârșitul petrecerii? Eu nu, dacă n-am aruncat la piscină la sfârșitul petrecerii. Da, ne aruncăm. Îmbrăcați. Păi haideți, o facem. Păcat de costum. Voi dați startul. 2, 3 și bas. Mergi tu prima și vin și eu. Mersi tare mult, suntem niște drăguți. Viva! La mulți ani. Vă iubim. Cam atât pentru moment de la petrecerea Viva. Revista împlinește 19 ani, noi ne simțim foarte bine. Intrați pe www.viva.ro și o să găsiți acolo toate pozele de la petrecere, dar și multe alte știri interesante. Eu sunt Diana Stamen și vă pup!